Doamnelor, domnilor, Hristos a înviat! Sunt Alexandra Anastasescu și astăzi la Flash Monden v-am pregătit o ediție foarte, foarte interesantă. Mergem acasă la una dintre cele mai îndrăgite vedete. Aflăm cum să ne pregătim pentru primăvară și vă aducem o veste minunată de peste ocean. Haideți să începem că sunt tare nerăbdătoare să împărtășesc cu voi totul! Sărbătorile pascale au fost o poveste în casa Andrei Berecleanu. I-a avut pe toți cei dragi aproape, iar aceste momente sunt mereu neprețuite. Andreea ne deschide larg ușa casei sale. Cătălin Botezatu dă startul primăverii cu o colecție potrivită pentru oricine și în orice situație. Culori fabuloase și musai în tendințe. Aflăm toate detaliile imediat. John Bon Jovi caută costumul perfect pentru că va fi socru mare. Fiul său, Jake, a cerut-o în căsătorie pe actrița Millie Bobby Brown. Mai multe amănunte imediat la Flash Monde. Drob, pască, cozonac și ouă roșii. De toate a pus pe masa întinsă colega noastră, Andreea Berecleanu. Le-a făcut cu drag și cum ar fi putut să nu o facă. Eva și Petru, copiii ei, s-au întors acasă special pentru sărbătorile pascale. Soțul a lăsat munca deoparte pentru puțin timp și cu toții s-au așezat la masa îmbelșugată. Au avut sărbători de poveste, iar Andreea ne-a deschis ușile casei sale. Ea este Eva, fiica mea, dar cred că ați mai văzut-o și cu alte ocazii. Și aici sunt Constantin și Petru, soțul meu și băiatul meu. Mă bucur că ambii copii sunt în vacanță de Paști. Asta este extraordinar. Și acum, haideți la masă. Andreea Berecleanu își aduce aminte cu nostalgie de copilărie și de bunicii ei. Toți cei patru bunici pe care am cunoscut și ce fericit am fost că am prins patru bunici în viață. Și mă bucur foarte tare că m-au dus la biserică, am ținut posturile odată cu bunicii mei, apoi deniile, joia mare, când treceam pe sub masă, nepoții, vecinii, copiii vecinilor, mergeam împreună la biserică. Cu emoții și amintește și Eva, fiica Andrei, cum îl aștepta pe iepuraș cu cadouri. De Paște așteptam cu nerăbdare să văd ce mi-a adus iepurașul, dulciuri, jucării. Gata? Ești pregătit? Sunt pregătit. Câștigă. L-ai spart, deci ai câștigat. Îl punem deoparte. Da. Noaptea respectivă de înviere, mergem la cimitir, bineînțeles, acolo este și biserica, unde luăm lumină, mergem la mama, apoi ajungem acasă. Și aprindem și lumânările din caseră, candela și a doua zi ne întâlnim cu toții. Dacă Andreea adoră Pasca, Eva este fană declarată a drobului. Pasca pe care o mănânc în locul pâinii, în masa de Paște, o mănânc și cu ou, o mănânc și ca desert. Îmi aleg un fel de pască care să fie dulce și un fel de pască care să fie mai puțin dulce. Drobul este obligatoriu și desigur și ouăle, ca să putem ciogni și să ducem tradiția până la final. Eva este studentă la Londra, iar în anii în care nu a reușit să ajungă de Paște acasă, le-a pregătit prietenilor mâncarea noastră tradițională. Am încercat să recreez această masă și această tradiție în Londra cu prietenii mei de acolo. Am făcut de la salată de beef până la ouă, până la absolut orice, cu ajutorul bunicii la telefon, cu ajutorul mamei. Să fiți înconjurați de oameni buni, cu energie foarte bună, cu dragoste și să aveți multă sănătate. Heidi Klum este mereu o apariție răvășitoare. Orice îmbracă îi vine mănușă și știe să-și pună calitățile în evidență ca nimeni alta. Cum a pășit pe covorul verde de această dată, vedem la rubrica Așa da, așa nu. A venit primăvara, hop și Cătălin Botezatu să ne dea moda, nu? Căci oare cine știe mai bine cum să ne îmbrăcăm în tendințe? Și chiar ieftin, Bote a lansat o nouă colecție pentru tineri, dar și pentru cei care au sufletul tânăr și neliniștit, așa ca el. Cătălin Botezatu n-are stare. Cum a dat firul ierbii și primăvara a început să ne bată mai serios la ușă, designerul a invitat pe toată lumea la o nouă prezentare de modă.
a lăsat veleitățile de haute couture deoparte de această dată, iar ținutele prezentate se potrivesc mănușă tuturor în orice situație. Nu doar tinerii sunt invitați să poarte hainele casual ale lui Bote. Puteți încerca cu încredere la orice vârstă, mai ales că Bote se laudă că a pus prețuri pentru toate buzunarele. Această capsulă Smart Fashion by Cătălin Botezatu, capsula de primăvară, spring. Ce înseamnă smart fashion? Înseamnă adică că să fii și deștept și la modă? Nu, să poți purta haine de calitate, la un preț accesibil și care să le poți combina în așa fel încât să fii de dimineața până seara foarte fashion. Bineînțeles că este o colecție pin-up pentru tinere, dar poate fi îmbrăcată și de ceilalți, pentru că avem tricouri, avem gești de blugi, avem training-uri, avem de toate. Costă un tricou? Un tricou? Păi nu știu. Ai zis că sunt ok. În ca și 100 de lei, gecile sunt în jur de 200 de lei, deci prețuri foarte accesibile. De când te știi tu cu Cătălin? De mai numărăm ani? De când eram mici. Da, prin 90. Sunt vreo 3 ani de atunci. L-ai prezentat pentru el? S-o reprezentat? Lumea confundă tot timpul. Eu nu am fost model. Eu model nu am fost. Poate fotomodel, tot luată de Cătălin în diverse campanii foto. Câte ținute ai de la el? Ținute? Multe. Peste 10, așa? Multe, multe, multe. Dar, în general, rochile pe care le-am purtat de la Cătălin Botezatu le-am returnat, pentru că sunt rochii extrem de spectaculoase, pe care dacă le porți o dată, a doua oară, nu prea te porți. Da. De când te știi cu Cătălin? De foarte mulți ani, de foarte mulți ani. Este un prieten de nădejde, un prieten tare drag sufletului meu. Îl iubesc foarte mult, îl apreciez pentru tot ceea ce este și de fiecare dată îi repet lucrurile astea și le spun de foarte mulți ani. Nici nu știu, n-aș putea să enumăr. Câte rochi ai în garderobă de la Botezan? Foarte multe, foarte multe. Câte 10? Cred că mai mult de 10. Mai mult de 10? Să știi că și la ultimul spectacol... Ești bogată, știi, când creațiile lui costă ceva mai. Da. Și la ultimul spectacol de la Sala Palatului, spectacolul meu adversar, chiar m-a îmbrăcat și mi-a oferit niște ținute absolut superbe. Când spui Heidi Klum, spui perfecțiune. Nu a avut niciodată vreun derapaj. Orice apariție a ei a fost senzațională și nu cred să fi fost vreodată eclipsată. O analizăm acum din cap până în picioare la rubrica Așa da, așa nu, să vedem dacă și de data aceasta a ținut sus tacheta. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bine v-am regăsit la Așa da, așa nu. Îmi era dor de voi, drept urmare, numai zâmbete vă trimit, la fel cu multe zâmbete trimit și invitatele mele din această seară. Fica Bălocan, fashion blogger, bună seara! Bună seara, bine ți-am primit! Bine te-am regăsit, strălucești! Asta înseamnă că primești un Așa da din partea mea. Te oglindesc pe tine, da, să știi. Și o să fii, cred că, mai indulgent în seara aceasta, sau nu? Să vedem, depinde ce ne arăți. Coborul roșu a devenit verde cu multe flori pentru un eveniment de excepție, Green Carpet Fashion Awards, care a avut loc în Los Angeles și care a celebrat forțele pozitive din modă și divertisment. Cele mai talentate celebrități și-au făcut apariția la această gală, care de altfel este menită să aducă în prim plan relația extraordinară dintre modă și film. Vedetele au apelat la cei mai buni stiliști și echipe de frumusețe pentru a-și face apariția la Green Carpet Fashion Awards, iar Heidi Klum este cea care deschide lista vedetelor VIP. Frumoasa Heidi a ales un designer olandez pentru outfit-ul ei și dacă la prima vedere aveți impresia că poartă un proiect studențesc, nu este așa, ci mai degrabă merge în direcția de sustenabilitate. Așa da sau așa nu pentru Heidi Klum? Așa nu și aș vrea să întreb ce se întâmplă cu Heidi Klum. Heidi, dacă ești în pericol, clipește de două ori, să știm să-ți venim în ajutor. Nu îmi place deloc, nu știu de ce. De ce? Mi se pare că ea așa ca look e ca o păpușică frumoasă care s-a gândit că e momentul să experimenteze alte stiluri, când deja imaginea ei este consacrată
lacrată. Sunt pro, sigur, putem să experimentăm, dar hai să încercăm zone care ne și stau bine, pentru că avem și statutul, și echipa, și puterea financiară să alegem chestii care ni se potrivesc. Ce ai fi pus în locul ei? Altă ținută sau altă persoană în aceeași ținută? Alege tu ce vrei. Nu, am înțeles, deci nu-ți place de nicio culoare. Așa, nu. E o apariție interesantă, recunosc. Și cum vă spuneam, la prima vedere mi se pare așa un proiect studențesc cumva. Chiar dacă merge în zona de sustenabilitate, partea de fustă, recunosc, nu-mi place de nici, dar de nicio culoare. Cel puțin din spate mi se pare că nu este potrivită. Din față e altceva. Costum. Din față avem steluțe, steluțe pe care le regăsim și la pantofi. Nu este la combinația. Dar per total mi se pare cumva nepotrivită pentru Heidi Klum. Nu că ar fi reaținută. Aș vedea-o pe o artistă, pe o cântăreață, de exemplu, în niște premii muzicale ar fi funcționat perfect. Absolut, sunt de acord. Poate chiar pe Taylor Swift aș merge, deși nu e chiar genul ei, dar cumva ar funcționa pentru niște premii muzicale, dar în cazul de față nu prea, așa nu primește și din partea mea. În schimb, Kate Blanchett a fost una din celebritățile care a prezidat această gală. Drept urmare, era cât se poate diferi să-i analizăm ținuta de pe covorul verde. Cât despre apariție, este una specială și de fiecare dată nu dezamăgește Kate Blanchett. Acest look a fost semnat de o casă de modă din Italia. În cazul de față vorbim de un safou cu pantalon și o cămașă accesorizată cu fundă cusută manual, creată din țesături recuperate din atelierul designerului, tocmai pentru a merge pe ideea de reutilizare a materialelor nefolosite. Așa da sau așa nu? Așa nu, mi se pare că a primit o șoc temă. Șoc și groază! Ziceai mai devreme că a căzut garderoba, s-a deschis dulapul și au căzut piesele. Mie îmi plac costumele supradimensionate, dar aici parcă lungimea pantalonului, pantofii. Îmi place în schimb combinația asta de verde, mentă cu roz. Mi-ar fi plăcut să păstreze sacou, să aibă o cămașă roz, poate o fundă la gât, pe umăr, altundeva. E prea căutată funda aia acolo, trebuia să bifeze. Avem un element pe care l-am reciclat și uite-l aici, l-am făcut, e manual, se vede. Pro sustenabilitate, nu e credibilă. Kate e frumoasă în un look clasic cu care ne-a obișnuit, este o prezență, putea un picuț mai mult, sigur că da, dar de data asta nu m-a cucerit. Măi, din păcate. Să știi că m-a cucerit. Doamne, și spun Cornel. Și de ce. Mă bucur că reușim să vedem și pantofii. Deci cumva lungimea pantalonului în cazul ei mi se pare că funcționează. E adevărat, mă deranjează puțin cravata, că este într-o parte, dar acolo cred că este strict de partea de cum s-a mișcat ea până pe covorul verde. Combinația între roz și acel verde pastel mi se pare foarte potrivită și mă bucur că a spart cumva combinația aceasta cu reverul de la costum care este negru. E adevărat, cravata putea să fie ori verde și ea, ori roză, merge și neagră, acolo nu mă deranjează absolut deloc. Părul iarăși mi se pare potrivit, machiajul la fel, dar cumva toate elementele puse împreună mă fac să-i dau un așa da. Mi se pare că sunt așa pe stilul ei. Vorbim de sacouri, costume. Dacă vă amintiți, eu și în ediția precedentă tot așa un costum a purtat. Cumva oprind ținutele boie, știi, cumva în zona respectivă. Mie îmi place. Mă bucur că n-ai insistat mai mult la machiaj. Cred că acolo, dacă ar fi insistat mai mult, nu mi-ar fi... ar fi greșit cumva echilibrul ținutei. Drept urmare, din partea mea primește un așa da. Și o să încheiem cu Tom Ford, care a avut o apariție de zile mari. O apariție impecabilă ca de fiecare dată. Motiv pentru care, din partea mea, vă spun din sar că primește un așa, dar ce părere ai tu de modul în care s-a prezentat pe covorul verde? Este ca în cazul ținutei purtate de Naomi. Ce pot să comentez la un costum impecabil? Este oarecum plictisitor, da. Este într-o zonă așa, mergem la sigur, da. Dar este Tom Ford și dacă el nu stăpânește un costum așa negru din cap până în picioare, atunci cine? Mi-ar fi plăcut să văd altceva la el, absolut. Pot să contest că nu arată bine și nu l-aș fi remarcat, nu cred. Deci primește așa da. Da, da. După cum am spus, și din partea mea primește un așa da. Nu mă deranjează ochelarii de soare / de vedere, pentru că sunt ochelari care au dioptrii acolo. Și sunt ai lui, sunt ai lui, este o platare de produs. Știu că și eu port și când merg afară, am ochelari de soare cu dioptrii, dar arată foarte, foarte bine. O apariție impecabilă care de fiecare dată, cu undeva, încă mai avem speranțe. Costumul clasic nu se
se demodează, drept urmare. Așa, da, și uite că am încheiat cu succes ediția. Mulțumesc mult de tot că ai fost alături de mine. Cu mare drag. Am încheiat într-un not optimist, ceea ce e un lucru bun. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa, da, așa, nu? Să aveți o seară excepțională. Jon Bon Jovi a făcut marele pas și a cerut o căsătorie pe iubita lui, Millie Bobby Brown. Cum arată inelul și cât de îndrăgostiți sunt cei doi, vă spun imediat după publicitate. Rămâneți alături de noi! Am întors din publicitate și vă dau următorul anunț. O să fie nuntă mare peste ocean, iar rolul de socru mare îl va juca nimeni altul decât Jon Bon Jovi. Fiul său Jake a pus mare întrebare, iar iubita sa, actrița Millie Bobby Brown, a spus un mare da. Vedeta serialului Stranger Things s-a logodit cu Jake Bon Jovi după 2 ani și jumătate de relație. Millie Bobby Brown nu stă prea mult pe gânduri și nici timp de pierdut nu are. Protagonista din Stranger Things are doar 19 ani, dar planuri mari pentru viața ei. Nu e de mirare că odată ce iubitul ei Jack a venit în genunchi cu inelul, ea a răspuns da din tot sufletul. Nici el nu e vreun bătrânel, fiul lui Jon Bon Jovi are doar 20 de ani. Actrița a postat o fotografie alb-negru în care cei doi sunt îmbrățișați și par extrem de fericiți pe o plajă. Pe degetul ei se poate observa inelul de logodnă strălucitor. Vedeta a scris, te-am iubit de 3 veri, acum, dragă, le vreau pe toate. Declarația lui Brown face referire la versurile piesei Lover a lui Taylor Swift. Jake, fiul legendarului Jon Bon Jovi, a distribuit și el o postare scrind scurt pentru totdeauna. Cei doi formează un cuplu de aproape 3 ani. Bobby Brown l-a prezentat pe Jake celor 63 de milioane de urmăritori a ei în anul 2021 cu o fotografie postată pe rețelele de socializare. Instagram, the old Instagram, and we're friends for a bit and then what can I say? Într-o postare din ianuarie, Brown l-a numit pe Jake Bon Jovi partenerul ei de viață și a postat mai multe fotografii în care apar împreună. Actrița a devenit celebră pentru rolul în serialul de succes Stranger Things și rolul din Enola Holmes. Bon Jovi, fiul lui Jon Bon Jovi, este și el actor și a obținut recent cel de-al doilea rol major în filmul Rock Bottom. Doamnelor, domnilor, atât pentru moment cu mondenitățile. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de data aceasta. Până data viitoare, când vă aducem o nouă serie de subiecte incendiare, vă urăm toate cele bune. Rămâneți pe Prima TV!